Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Invitata noastră din studio este doamna Anca Preda, candidat independent la funcția de primar al municipiului Iași. Hristos a înviat, doamnă, și bine ați venit în studioul nostru. Adevărat, a înviat, vă mulțumesc pentru invitație. Prima întrebare ar fi, de ce candidat independent? Candidat independent pentru că actuala clasă politică și administrația publică locală are nevoie de o persoană imparțială, neafiliată politic. Principalul meu demers în cadrul acestei candidaturi este faptul că îmi doresc depolitizarea instituției primăriei municipiului Iași. Zâmbesc de ce? Pentru că această instituție cu greu poate fi depolitizată. Vreau să vă întreb un lucru. Dacă veți câștiga primăria municipiului Iași, cum veți conlucra cu onor Consiliul Local? Pentru că sunteți independentă, iar în Consiliul Local mai mult ca sigur că se vor face tot felul de alianțe. Cu atât mai mult cu cât sunt independentă, alianțele, să spunem, sau discuțiile, pentru că eu îmi doresc un dialog și o dezbatere concretă pe proiectele de hotărâre de Consiliu Local, nu așa cum am avut parte în cei 4 ani de mandat, cu atât mai mult vor fi posibile atunci când executivul este reprezentat de o persoană independentă din punct de vedere politic. Sigur, orientarea mea este una de dreapta, însă proiectele de hotărâre de Consiliu Local ar trebui să presupună mai întâi de toate o dezbatere efectivă a acestora, să nu se ajungă în situații în care nu sunt înțelese anumite proiecte de hotărâre sau nu sunt complet pregătite. Bun, haideți să vă întreb un lucru. Întrebați-mă. Faceți parte din Consiliul Local al municipiului Iași. În cei 4 ani de zile, de câte ori proiectele de hotărâri ale Consiliului Local v-au fost aduse la cunoștință cu acel interval de timp înainte de ședință, așa cum prevede legea? Cam în 80-90% din situații mi-a fost adus la cunoștință, așa cum prevede legea, cu cel puțin 5 zile înainte. Însă acest termen este insuficient. Pot să vă spun că ultima ședință de Consiliu Local, la ultima ședință de Consiliu Local din luna aprilie, am primit documentația luni, ședințele de comisie au fost joi, iar ședința a fost vineri. Timp insuficient pentru volumul de documente de studiat și de hotărâri de Consiliul de Local aprobate. Doamna Preda, veți câștiga primăria. Nu aveți de partea dumneavoastră Consiliul Local, dar aveți posibilitatea să vă aduceți niște consilieri. Veți schimba ceva în primăria municipiului Iași? Adică, explicați telespectatorilor noștri de ce ar trebui să vă voteze. Pentru că misiunea mea în calitate de independent, și pe mine mă surprinde că dumneavoastră apreciați că în calitate de independent nu ai Consiliul de partea ta. Eu cred că reala problemă este acelui primar care nu va avea de partea sa consilierii de opoziție. Aici este cu adevărat problema, dar atâta vreme cât eu mă poziționez imparțial față de Consiliul Local, cu siguranță și printr-o dezbatere efectivă, nu există niciun motiv pentru care eu să nu am de partea mea Consiliul Local. Pentru că eu nu răspund la niște butoane de la București, nu sunt pus acolo pe o funcție decât prin votul oamenilor, sunt aleasă, nu sunt numită politic pe acea funcție, motiv pentru care apreciez că în Consiliul Local, din contră, nu l-aș avea potrivnic, ci l-aș avea de partea mea Consiliul Local. În Consiliul Local au fost discuții. Doamne, că ăsta ar fi proiectul nostru. Ăsta ar trebui să fie proiectul nostru. Haideți să vă spun eu cum a fost în Consiliul Local, pentru că eu am fost acolo și trăit pe pielea mea experiența. Nu există proiecte ale opoziției în Consiliul Local, să fie foarte clar. Eu am avut un singur proiect care a ajuns pe ordinea de zi în Consiliul Local și acela a fost amânat. Dar așa, tocmai pentru a se ajunge cât de cât la un comun acord. Așa va fi și acum. Păi nu. Să știți că, dintr-un anumit punct de vedere, alegerile dintr-un singur tur vor avantaja anul acesta Consiliul Local. Adică, din punctul meu de vedere, va fi mult mai democratic și va exista posibilitatea concretă de analiză a proiectelor de hotărâre. Ba mai mult decât atât, cei care se vor poziționa în opoziție vor avea mult mai mult posibilitatea să-și aducă proiecte de hotărâre, pentru că cred că va exista posibilitatea unor negocieri în acest sens. Am înțeles. Bun. Haideți să vă întreb un alt lucru. Cu ce veniți dumneavoastră nou în fața electoratului?
cu obiectivitate, cu verticalitate, cu cei 4 ani de administrație de până acum, cu experiența din cei 4 ani de administrație și cu atitudinea avută în Consiliul Local în cei 4 ani, în care, în mod obiectiv, am înțeles să răspund, în primul rând, societății civile și să fiu în sprijinul cetățeanului și în slujba sa, nu invers, cetățeanul în slujba Consiliului Local. Spuneți-ne primele 3 mari proiecte pe care doriți să le implementați în Iași, dacă veți ajunge primar. Dacă începem să vorbim din punct de vedere tehnic, eu, sincer să fiu, nici pe planul meu de campanie și pe proiectele la care m-am gândit, nu aș vrea să pun un egal între necesitățile ieșenilor și programul meu de campanie. Sigur, în Iași trebuie soluționate și trebuie rezolvate foarte multe chestiuni, dar nu aș vrea ca acestea să reprezinte programul meu de campanie. Deci, foarte clar, eu am identificat la nivelul Consiliului Local, prin hotărârile care au fost adoptate, am identificat câteva probleme majore. Acestea sunt arhicunoscute și sunt folosite de mare majoritate a candidaților și, de fapt, de toți candidații, că începe toată lumea să vorbească despre trafic, despre transport în comun, dar acestea sunt necesitățile ieșenilor. Ce ar fi ca la nivel de administrație să începem să vorbim despre transparență? Ce ar fi dacă la nivel de administrație am începe să vorbim despre dezbatere reală, despre corectitudine, despre orientare către cetățean, despre reducerea birocrației și depolitizarea tuturor funcțiilor din primărie? Eu cred că aceștia sunt principalii pași pe care trebuie să-i urmăm. Eu, din punct de vedere administrativ, și timpul nu ne va permite, vă pot vorbi foarte frumos și foarte mult despre plan urbanistic general, problema asociațiilor de proprietari. Ați atins un subiect foarte, foarte, foarte frumos. Dumneavoastră l-ați spus bine, ați și început cu depolitizarea instituției. Când ați început cu depolitizarea instituției, am crezut că vă referiți la funcția de primar. Dar nu, v-ați referit la aparatul de lucru al primarului. Sigur. Și la toate instituțiile subordonate. Sigur. Cum veți reuși să faceți o astfel de depolitizare a întregului aparat din primărie, care este unul destul de mare și destul de întins? Din punctul meu de vedere, la nivelul aparatului primarului, dar nu doar, și al instituțiilor din primărie, există destul de mult haos. Exemplul elocvent le reprezintă ultima ședință extraordinară de Consiliul Local, în care pe masa consilierilor locali ajunge un buget al unui festival deja început. Eu nu aș permite acest lucru. Aceasta este o abatere gravă de la atribuțiile de serviciu. Departamentul de specialitate, și nu o să-l nominalizez acum, și cei care trebuiau să se ocupe de acest aspect, nu au voie să vină și să solicite pe o ședință extraordinară semnarea și votarea unui proiect, a unui festival deja început. Oameni care nu-și fac treaba. Bun, dacă ați fi fost primar, ce ați fi făcut? Aș fi convocat departamentul de resurse umane, aș fi văzut exact fișa postului, aș fi văzut când a fost anunțat acest festival, el era trecut în bugetul pe acest an, aș fi urmărit agenda și aș fi văzut care este deadline-ul. Este inadmisibil ca eu să-mi fac un plan de proiect de hotărâre de Consiliul Local și să vin să prezint bugetul și dacă, să spunem, nu ar fi fost avizat bugetul, ce făcea Festivalul Educației? Ce ați făcut ca primar față de cei care se fac vinovați de această greșeală? Aș fi fost direct vinovată pentru punerea în discuție pe ordinea de zi a hotărârii de Consiliul Local în acest sens. Eu nu aș fi permis așa ceva. Bun, haideți să vă întreb atunci altfel. Sunt foarte, foarte, foarte multe funcții de conducere. Atât în aparatul primarului, în primărie, cât și în instituțiile subordonate. Trebuie să recunoaștem și ieșenii știu. Mulți dintre cei care ocupă aceste funcții sunt numiți politic. Cum veți reuși să depolitizați acest sistem? Pentru că legea este destul de restrictivă. Sigur că da, sunt persoane care au dat deja anumite concursuri și se află pe funcțiile dumnealor absolut legal și absolut corect, fără să fie numiți din punct de vedere politic. Trebuie să știți că atunci când, la un moment dat, mi s-a pus întrebarea pe cine voi da afară dacă aș ajunge primarul municipiului Iași, am spus foarte clar și chiar cred lucrul acesta, că selecția se va face în mod natural. Eu nu am spus dacă să dați afară, eu am spus cum depolitizați. Nu, vă spun eu, în trecut, când am fost întrebat de această chestiune, am spus, eu cred că selecția se va face în mod natural. Eu cred că oamenii care știu că nu au competențele necesare și că nu au ajuns acolo pe acele funcții, pe o serie de criterii de competență și performanță,
Eu sunt convinsă că acele persoane nu se vor mai regăsi, ele însă le vor înțelege să renunțe la acele funcții. Pentru că exigențele vor fi cele cerute de fișa postului. Vă mai spun ceva, eu cred că la nivel de primărie nu sunt foarte bine implementate procedurile de lucru ale departamentelor de specialitate. Adică oamenii, până la urmă, nu trebuie schimbați. Trebuie să li se traseze niște atribuții de serviciu foarte clare. Eu aș face ca o primă măsură, aparent, spui că nici nu este o măsură atât de importantă. Fișa postului au și acum, fiecare are fișa postului. Da, trebuie urmărită, trebuie urmărită dacă aceasta este îndeplinită. Eu văd foarte mulți oameni care se plimbă prin primărie cu două foi, stau de vorbă pe holuri. Nu există așa ceva. Mai este un lucru care iar nu-mi place. Merg în anumite departamente, ca orice cetățean, nu în sălile de consiliu sau... Merg să-mi plătesc diferite taxe sau, și exemplul este cel mai bun acesta cu taxele. Dumneavoastră ați văzut pe holurile primăriei, în zonele de unde se plătesc taxele și impozitele, de exemplu, sunt stive de cutii cu fel de fel de dosare. Și a pus problema cineva, dacă are cineva din primărie, primarul, persoanele din care răspund în mod direct de instituția primăriei, dacă cineva extrage de acolo un dosar și acela va lipsi, ce este cu această Îl are și în format electronic. Bun, și atunci care mai este rolul? Să-l ținem stive acolo așa și să nu mergem legea. Să-l arhivăm așa spune undeva. Așa spune de legea. Ce? Și format electronic nu, și din format punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere trebuie făcută un pic de ordine la propriu și la figurat. Ieșenii, electoratul, așteaptă să le spuneți ce veți face pentru ei. De ce să nu recunoaștem? Electoratul este împărțit la ora actuală. Marile partide au cota lor. Conform ultimelor sondaje, există un procent cam de 30-35% de indeciși. Destul de mare. Mare. Cum atrageți acest procent de partea noastră? Ce puteți să le oferiți pentru următorii 4 ani, în afară de ceea ce ați spus dumneavoastră, o depolitizare a primăriei și o deschidere mai mare către cetățenii Iașului? Acesta este un lucru foarte mare, ceea ce v-am spus toți dumneavoastră. Toți contracandidații dumneavoastră, da, același lucru au susținut. Apreciați că același lucru l-au spus? Ei, dumneavoastră ați văzut probabil și care este sloganul meu de campanie, da? Eu nu spun oamenilor că Iașul se schimbă în bine sau că ar trebui să se schimbe în bine. Eu nu spun că o trebuie o bună administrație și așa mai departe, pentru că buna administrație este dacă știi să o administrezi și dacă știi să o faci eficientă. Eu spun că aceiași oameni care acum sunt în primărie și ar trebui să fie în slujba cetățeanului, acești oameni trebuie să evolueze. Și aici este rolul unui primar care să dea niște sarcini precise către oamenii din primărie. Eu nu mai vreau să mai văd în parcarea din primărie oameni care stau cu brațele încrucișate pe niște bănci și fac discuții. Nu știu cine sunt acele persoane, dar știu că lucrează prin primărie. Nu, sunt acei șoferi care... Mi-ar plăcea un pic de ordine. Doi, nu sunt de acord fiecare persoană din primărie să aibă mașină la scară. Chestiunea asta mie nu mi se pare în regulă. Deci un pic de atenție la tot ceea ce înseamnă administrație publică locală, din punctul meu de vedere. Nu știu dacă toți ceilalți candidați, eu am ascultat programele de campanie, oamenii vin cu chestii punctuale, că vor să cumpere autobuze, că vor să refacă trotuare, gropi. O transparență totală în ceea ce privește cheltuielile primăriei, o schimbare în bine a atitudinii funcționarului public. Dar nu s-a vorbit despre depolitizarea instituției. Cine a vorbit despre o schimbare în bine a atitudinii funcționarului public? Toți contracandidații noastre. Nu aveau cum, pentru că unul dintre dumnealor este acolo de 10 ani de zile și nu are cum să schimbe în bine dacă dumnealui este acolo și a răspuns în mod direct. Nu a fost în funcția de primar decât de puțin timp, de când a plecat domnul Nichita. Dați-mi voie să vă spun că și dacă dumneavoastră veți urmări hârtiile din primărie emise cel puțin în ultimii 4 ani, cele mai multe poartă semnătura acestui domn contracandidat, inclusiv pentru primar. Adică funcția de prim viceprimar în primărie îți oferă niște atribuții. Păi cine și veți niște... aduce așa, că așa. Tocmai m-ați ridicat, mai avem numai un singur minut și vreau să vă Doar întreb. Doar un minut din emisiune? Da. Aș vrea să vă întreb, cu cine veți lucra în cadrul primăriei? Cine vor fi cei doi viceprimari? Cei doi viceprimari? Păi depinde din cine va fi constituit Consiliul Local. Dacă vă referiți dintre cei candidații care sunt în acest moment la primărie,
În primul rând trebuie să ne gândim la cei care candidează și pentru funcția de consilier local. Cred că, bineînțeles, aș colabora cu doamna Bogdănici, pentru că suntem femei și pentru că sunt foarte puține femei în politică și nu sunt promovate absolut deloc, nici măcar de cei care susțin la nivel național astfel de proiecte. Deci, cu siguranță aș lucra cu doamna Bogdănici și pentru că mi-a făcut o impresie foarte bună cu unul dintre cei doi domni, Botez sau Cernescu. Pentru că sunt niște persoane care mi se par integre și cu care cred că aș găsi modalitatea de a colabora eficient. Știți, mi-am exprimat de mai demult poziția că pe domnul Chirica l-aș concedia pentru că dumnealui mai are alte chestiuni de rezolvat, cred, și în afara primăriei. Iar domnul Bodea, dacă a făcut minuni la aeroport, îl invităm să fie director tehnic în primărie, să facă minuni și la primărie. Am înțeles. Mulțumim pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi. Ați văzut, doamna Anca Preda încearcă să vă câștige votul pentru a câștiga la rândul ei funcția de primar al municipiului Iași. Mulțumim pentru atenție, la revedere!